Așa ceva. În schimb, ce le cerem organizațiilor este să-și plătească cotizația, să înceapă precampania, pentru că astea sunt sursele reale de finanțare. Dacă privim și la noua lege de finanțare a campaniilor electorale, nu mai există alt drum. S-au terminat perioadele în care se puteau face cheltuieli în afara celor legale evidențiate.